Un miracol pe zi. Care este pasul următor? Dacă știi cu certitudine ce urmează, ai simți că poți să te relaxezi. Dacă ai ști ce se va întâmpla, ai avea timp să-ți gândești pașii, să-ți pregătești replicile, dar siguranța pe care ți-o conferă faptul că știi este una care se bazează pe ceea ce poți să oferi tu, ceea ce de multe ori este insuficient. Nu poți vindeca, nu poți opri durerea, nici moartea. De aceea multe lucruri nu le știi înainte de a se întâmpla, pentru că faptul că știi nu îți dă putere, ci iluzia că deții controlul. Dumnezeu vrea să ai încredere în El, în bunătatea și în competența Lui. Toate informațiile care îți lipsesc, îți prisosesc. Nu faptul că știi ce se va întâmpla aduce rezolvare, ci ceea ce rezolvă lucrurile este că Dumnezeu este cu tine în cel mai dificil moment. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta, spune Psalmul 32:8. Dumnezeu promite să-ți furnizeze toate informațiile necesare ca să mergi în siguranță pe drumul pe care trebuie să mergi. Să fii împreună cu Dumnezeu este cel mai important lucru. Mai mult, El promite să netezească toate asperitățile, să înlăture toate blocajele care te împiedică să îți urmezi drumul. El spune, voi preface toți munții mei în drumuri și drumurile mele vor fi bine croite. Isaia 49:11. În loc să te frămânți cu întrebarea încotro, mai bine te-ai preocupa de răspunsul cu cine? Împreună cu Dumnezeu vei ajunge în siguranță la destinație. Mă bucur că existi! Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.